Reprezentanții municipalității spulberă orice dubiu al băimărenilor cu privire la mărirea birurilor pentru acest an. Municipiul Baia Mare nu are datorii și nu este obligat, conform ordonanței Guvernului României, să indexeze cu 16,05% taxele și impozitele locale. La finalul anului 2012, la data de 31 decembrie, municipiul Baia Mare nu avea înregistrate datorii. Drept urmare, administrația publică băimăreană nu se află sub incidența ordonanței Guvernului României, iar taxele și impozitele locale pentru anul 2013 rămân la nivelul celor din 2012, a precizat edilul Cătălin Cherecheș. Conform ordonanței Guvernului României, administrațiile publice locale care aveau înregistrate datorii la finalul anului 2012 sunt obligate să indexeze nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul în curs cu 16,05%. Nu este însă cazul urbei maramureșene.